Vrei să ai o casă de vacanță sau o locuință permanentă? Hai să-ți prezint casa din spatele meu. Sunt Scutaru Andrei de la The Black Swan, agenția ta imobiliară, iar astăzi suntem în Gornet, la doar 16 km de Vălen de Munte și doar 24 de km de Ploiești, într-o zonă extrem de liniștită. Casa aceasta este la numărul 694, dispusă pe demisol, parter și mansardă, cu o amprentă de 167 de metri pătrați pe un teren de 401 metri pătrați. Diferența între alte case este faptul că puteți să vă faceți și propriul business. De ce? Pentru că aici am avut înainte un magazin alimentar. Puteți să vă creați propriul business. Aceasta este și intrarea în curte. Aici avem intrarea principală. Casa se va vinde mobilată, utilată, exact așa cum o să o vedeți. Avem aici intrarea în magazin, dar acum este închis, o să intrăm prin casă să vă arăt despre ce este vorba. Prima dată aș vrea să vă prezint garajul. Garajul este în interior pe stil american, dacă nu mă înșel. Avem și ușa care se acționează electric, iar aici avem o toaletă de serviciu, care bineînțeles trebuie renovată, și un spațiu de depozitare al anvelopelor sau ce doriți voi să vă depozitați. Din acest garaj putem să intrăm pe un hol unde avem un spațiu de depozitare aici în stânga mea, iar apoi urmează să intrăm pe holul principal al casei. V-am adus pe aici ca să vă dați seama cum este și compartimentată. Practic avem acest demisol, parter și mansardă sunt în oglindă. Exact cum vedeți demisolul, așa o să vedeți și parterul și așa o să vedeți și mansarda. Avem aici intrarea principală, ca să vă faceți o idee. Aici este poarta pe care noi am intrat, urmând ca în dreapta mea să avem acest spațiu foarte mare, prevăzut înainte ca și magazin alimentar. Avem și o chiuvetă, avem absolut tot ce este nevoie pentru a vă crea propriul business, cu ieșire direct afară. Și acum, haideți să vă prezint și parterul. Aceasta este și scara pentru a urca la parter, pentru că ce ați văzut mai devreme este demisolul. Trebuie să menționez că în proiect avem etajul ca și mansardă, este mansardat, doar că mai trebuie compartimentat și pe lângă asta mai trebuie creată scara. De ce? Pentru că proprietarul a lăsat acest ponton, să-i spune, sau nu știu cum se numește, iar de aici putem să începem scara și acolo avem rigips. Dăm rigipsul la o parte și intrăm și în mansardă. Din acest hol mergem către terasă. Avem o terasă la parter cu vedere spre strada principală, spre poarta de acces și încă o ușă care are acces către casă, către cele trei dormitoare și o sufragerie foarte, foarte spațioasă. Acesta este holul, un hol spațios. Casa se va vinde exact așa cum o vedeți, mobilată, utilată. Avem și banda aceasta LED. Bun, și acum avem așa, două dormitoare aici. Haideți mai întâi în primul dormitor. Avem aici primul dormitor, foarte spațios. Casa este conectată la rețeaua de apă, canal și electricitate. Avem centrală proprie. Proprietarul a lăsat și sobele ca design sau să se încălzească. Sobele sunt conectate la gaze. Mergem mai departe. Toată casa are și rulouri la geamuri. Trebuie să menționez și acest aspect. Casa a fost finalizată în anul 2004 din BCA, cu izolație pe exterior cât și pe interior. Avem o izolație suplimentară cu vată minerală, cu folie din aceea de aluminiu și pe interior între perete și rigips. Mergem mai departe în dormitorul numărul 2, un dormitor și acesta foarte spațios, prevăzut cu pat și fonier, și aici avem de data aceasta rulouri, iar vederea de data aceasta este către curtea din spate. O să ajungem imediat și la, aceasta. Mergem mai departe, ne întoarcem în hol. Haideți să vă arăt mai întâi sufrageria. Este o sufragerie foarte spațioasă. Avem acest glasvan de uși. Bun. Și intrăm într-o sufragerie luminată cu vedere pe față de data aceasta. Aici nu mai avem rulouri fiind sufrageria. Din această cameră mergem, mergem înapoi pe hol pentru a vă prezenta și bucătăria. Bucătăria se va vinde pe aceasta mobilată, utilată. Avem mobilă pe comandă, avem plită, cuptor și microunde de la Whirlpool, gama Whirlpool. Centrala se află aici. Este centrală pe gaz, face față la toată casa fără niciun fel de problemă, frigiderul și aceasta este și bucătăria. Din bucătărie ne întoarcem înapoi pe hol, să vă arăt și ultimele două camere. Aici avem baia,
Paia este prevăzută cu aerisire naturală, cu geam, bideu, cadă și pe lângă cadă de data aceasta avem și cabina de duș. Puteți să alegeți. Iar din hol mergem către ultimul dormitor. Avem aici lumina. Bun, acesta este și ultimul dormitor. În momentul acesta este ca și spațiul de depozitare. Se va elibera fără niciun fel de problemă. Și acum să mergem și în curte. Aceasta este ieșirea care dă în zona de relaxare, să-i spunem așa. Aici avem curtea. Țin să menționez că gardul sau proprietatea se termină la colțul casei, dar casa aceea este tot a proprietarului, este moștenire de la părinți. Este posibil ca pe viitor, dacă doriți să vă extindeți curtea, să se poată achiziționa și aceea și să vă măriți curtea, pentru că avem și în partea aceea aceeași proprietate. Și aceasta este și curtea. Avem aici ieșire, intrarea către pod sau, cum v-am prezentat mai devreme, de pe scara interioară puteți să vă creați scară pentru mansardă. Și acum să facem o recapitulare. Suntem în Gornet, la numărul 694 și vă propuneți spre vânzare această casă într-o zonă foarte liniștită, la doar 16 km de Vâlen de Munte, 24 de km de Ploiești. Avem o casă dispusă pe un teren de 401 metri pătrați, cu o suprafață cu o amprentă de 167 de metri pătrați, însumând demisol, parter plus mansardă, o suprafață totală de 501 metri pătrați. Casa a fost finalizată în anul 2004 din BCA, izolație exterioară cât și interioară cu vată minerală de 10 cm cu folie de aluminiu. Aceasta este casa, se va vinde mobilată, utilată, exact așa cum o vedeți. Eu sunt Scutaru Andrei de la The Black Swan, agenția ta imobiliară. Pentru mai multe detalii sunați-le la numărul de telefon afișat pe ecran. Nu uitați, comision 0% de la cumpărător. Prețul îl veți afla în descriere. Haideți la vizionare!